Și s-a dat drumul la faza de picks and bans. După cum spuneam, Copenhagen au first ban, first pick. Încă nu s-au conectat toți, aparent, sau e o perioadă asta de așteptare. Să vedem dacă o să... uite, acum au început picks and ban-urile. Oriana, Rengar, deja excluși. Pe Rengar, săracul, nu prea l-am văzut meciurile astea. A fost întotdeauna blocat de una dintre echipe. Zyra, la fel, ori aleasă, ori jucată. Oriana, la fel. Blitzcrank, mă aștept să văd un ban la un moment dat. Winner a jucat extrem de bine cu el. Chiar în meciul cu Alternate, dacă nu mă înșel. Lee Sin blocat și el încă o dată de partea celor din Mouseports. Să vedem. Dar chiar așa, tovarășul Plasture. Tovarășul Plasture, pe unde ești? Aici. Așa, mă, gata. Ai văzut? Dar nu te auzeam. Pe da, nu pusesem, nu eram sigur dacă ești prin zonă sau nu. Îți lăsasem mesaj, dar nu, n-ai reacționat. Am presupus că te-ai dus și tu să fumezi Eram. o țigară, o ceva, o atenție. Da, bine, mai țip cu țigările eu, cel puțin, nu prea le mai am cu așa ceva. Eram pus pe Leonard pe Skype și da, am auzit că... Ok. Evelyn și cu Diana, ultimele banuri. Și Catarina a scăpat de excluderi și o să o vedem pentru prima dată. Bine, a fost blocată doar de 2 ore, am impresia, când jucau cei din Alternate împotriva lui banuri îndreptate împotriva lui Forelon Lord. Și lupii au mers pe Elise. Bine, Godbro s-a descurcat foarte bine. Deci e posibil. Totuși, Rengar nu l-am văzut luat de nimeni, cu toate că a fost doar de 2 ori bani până acum. Da. N-a fost banat, de fapt, da, nu, corect, n-a fost banat chiar în toate meciurile. Da, nu a fost banat în meciul, a fost banat doar de 2 ori. Vă acum așa dată. Cu 2 meciuri. Elise, iar pentru la Copenhagen. Da, Au pentru jucat, a Godbro jucat Elise. probabil pe linia de sus. Au jucat-o pe Elise cam toate meciurile. Și a făcut treaba foarte bine pe post de bruiser, să zic așa, cu Warmogs și ce mai avea pe el, am impresia, și Zhonya's, Da. dacă nu mă înșel, dacă ții minte, așa a jucat Godbro data trecută. Olaf, iar foarte, foarte popular. Ori Iarăși, în top, ori în junglă. Lulu, în schimb, Amon. n-am văzut până acum. Sau? Am văzut Lulu? Nu, Oare? n-a fost. Știu că a fost exclusă odată. Nu mai știu cine a avut ceva. Cred că cei din Fnatic au avut ceva de împărțit cu ea, dar în rest n-a luat-o nimeni, din câte știu. Sona am văzut. Deci Elise, Lulu, Olaf pentru lupi. Mouse au mers pe Ezreal, Amumu. Acum se gândesc ce suport să ia. Ce le mai trebuie? Le mai trebuie pe midul și topul. Să vedem ce o să lase pentru ultim pick.
Și au luat deja APU, Anivia, deja Loctin. Aha, bun, deci Mopsy văd că e ferm hotărât să joace cu Anivia. Ceea ce înseamnă că Wolves mai au nevoie de AD carry și mid-ul. Păi dacă Godbro se duce cu Elise sus și Svenskeren e cu Olaf în junglă, na, în mod normal, dacă e să respecte cum au jucat până acum, i-ar trebui să-și ia AD-ul și AP-ul pe mid. Uite-l pe Cog. E mortal cu costumul ăla de zi, dragon. Este senzațional. Uite-l și pe Cho. Ceea ce înseamnă că până la urmă deci Elise o să fie mid. Și Olaf sus, Cho'Gath în junglă, Lulu Cog jos. Interesant. Au într-adevăr un poke foarte bun. Olaf o să fie în junglă. Nu cred că o să fie Cho'Gath. Să nu-l trimită pe Cho? Da, e posibil să facă și chestia asta. Și Jax? Văd că, da, Jax l-au păstrat pentru linia de sus și, într-adevăr, nu schimbă. Lupii văd că nu schimbă eroii între ei, deci o să avem pe mid Elise împotriva Aniviei. Ba nu, acum au schimbat. Deci o să avem, într-adevăr, pe mid Elise împotriva Aniviei, sus Olaf cu Jax, în junglă Cho'Gath cu Amumu și jos Kog'Maw cu Lulu împotriva lui Ezreal Sona. Destul de echilibrate picurile de data asta. Da, Team Alternate a câștigat. Au reușit să câștige într-un final glorios? Da, cu cei de la Plays. No, cei de la Plays sunt Coda și grupei. Da, au venit ca înlocuitor de ultim moment, fiindcă n-au putut cei din Team Acer să vină. Dacă ar fi venit și Acer, atunci ar fi fost într-adevăr interesant. Dacă ar fi fost Acer în locul celor din Plays, într-adevăr nu prea. Ok, Fnatic da. Sunt la un cu totul alt nivel din ce am văzut până acum, or să câștige probabil și turneul dacă, nu știu, nu fac niște greșeli astea total stupide. Dar în rest, celelalte 3 locuri pentru calificare ar fi fost interesant de văzut. Dar așa, în momentul în care ai o echipă pe care o știi sigur că va fi victimă sigură, nu prea ai de ce să-ți faci griji. Bine, acum dacă stăm să ne gândim, probabil că diferența aceea de premiu i-a determinat să nu mai vină. Adică ei erau obligați să țintească pentru primul loc. Cheltuielile pe care le-ar fi avut cu drumul dus întors, cazarea, să aibă un câștig în plus. Dar dacă ar fi luat locul 2 sau 3, probabil că ar fi ieșit pe minus. Da, dar mi se pare un pic ciudată chestia asta, pentru că în primul rând, adică asta aș fi înțeles-o de la o echipă independentă, cum ar fi fost cazul, de exemplu, celor din Mighty Midget sau I Want Cookie, da, care nu aveau, să zic, o organizație în spatele lor, dar în momentul în care ai Team Acer, nu poți să zici că plătești din buzunarul propriu drumul, plus că nu văd de ce ți-ai face
socoteala așa, adică Sanchi mă duc la un turneu și încerc să ies, sau mă rog, îmi fac calculul, bă, hai să văd, să-mi ies pe plus dacă mă opresc la locul 4 sau 6 și, mă rog, tot ce e deasupra e bonus. Nu mi se pare chiar ok stilul ăsta de a pune problema, adică Doamne iartă-mă, dacă ești calificat, vii la turneu, te lupți pentru locul 1, că altfel dacă n-ai chef Da, să joci sau logic. ceva, na, Așa mi zici s-ar părea că... și mie normal. Dar, na. Asta ar fi singura explicație logică, Nu știu, e zic eu. posibil să fi fost și calificările pentru EM și... Na, probleme cu Calificări pentru EM n-au fost calificări săptămâna asta. sau nu știu Au ce fost să zic. săptămâna asta. Au fost două runde pentru vest și două pentru Nordic Endist. Luni, marți, miercuri, joi. Dar nu văd de ce. Că, na, în afară de chestia asta, nu văd alt motiv pe care l-ar putea avea, repet, Acer, da, adică nu echipă de ăștia aduși făcuți Bine, luni random ar și mai hai să fi, ar jucăm mai și noi. fi, ar, Opa, luni ar mai fi pauză. o rundă de calificări pentru calificări la S3. E final qualifier la S3, știi? Ah, da, turneul ăla de plane sau... Da, a celor de la Riot. Oh, Dar de ce a fugit Bjerg? Se face remake sau? Că văd, sau mă rog, mai bine zis, aud nu știu, eu încă n-am chat-ul. intrat în joc. Ah, că Am delay. tu ai delay-ul. Păi... Acum stai 2 secunde să văd. Sunt Mă rog, momentan n-a dispărut decât Bjerg a dat left game, ceilalți văd că au rămas în continuare. Deci n-ar fi... Aha, acum Ricone, probabil că a fost o problemă tehnică pentru el. Bjerg a avut un reconect. Bug splat off. Ah, bun, deci a crăpat Da, A plecat clientul. clientul cu totul deosebit. Iar acum trebuie să dau un pic de fast forward, fiindcă e baguit clientul de live, which is, you know, always nice. Să sperăm că nu o să fie first blood-ul pe aici. Dacă suntem la aceeași secundă, 47, ok. Gata, Ne-ar fi acum venit. de-abia cred că a revenit la sentimente mai bune, sunt la 56 acum. Da. Bun, e în regulă, deci nimeni n-a vrut să invadeze, deși, mă rog, Amumu stă un pic, stă acolo, se gândește niște pinguri, Ping. clairvoyance. Lupii stau ceva mai defensiv, ambii jungler de fapt își păzesc fantomele, dar în rest văd că nu e nimic senzațional. Deci o să avem un început foarte relaxat de meci. Foarte drăguț skin-ul lui Dragon Trainer. Da, e simpatic așa, dar nu știu, parcă... Adică da, dragonul... Deși nu știu, dragonul în sine e... Pixie-ul acela. Da, dragonul în sine e așa și așa, e 50-50. Mie nu prea îmi place din cauza că e prea... Prea Prea dolofan. rotund. Da, e prea, prea dolofan, prea rotund. Dacă e... Ăsta a mâncat mai mult, Da, a fost mai rănit multe mai chestii. bine. Svenskeren a fost văzut cu clairvoyance de către Super Aze.
Nu s-au mai schimbat nici liniile. Test cu Winner deja au început schimbul de amabilități. Și Test lăsat cu doar un sfert de viață. Bine, nu-i vorba, are poțiuni pe el. Și a folosit deja două. Mai rămas cu una, 5. Ha, Vander a început cu un cloth armor și 3 poțiuni. Bine, acum mai are 3 poțiuni, probabil că a început cu cloth armor și 5, că parcă ți ajung, ar trebui să ajungă bani. 3. 3? Da. El a folosit deja 2. Mhm. Pe nu, a început cu 5 și a rămas cu... Aha, bun, ok. A început mai mult a jungler decât pentru AD carry. Venskeren văd că stă pe linia de sus, dar nu cred că o să vină glucoză să-l atace pe Godbro, fiindcă e prea mare valul de minioni. Da, nu se stă în tufiș, dar nu o să se întâmple nimic, fiindcă e valul care împinge. Asta doar dacă nu vor să facă un dive. Ia să vedem ce au de împărțit pe aici. Vander cu Super Raze, văd că fac presiune la turnul advers și varul de minion e chiar măricel. Păi oricum, e diferența de farm 22-9 în favoarea lui Vander, adică are un avantaj senzațional față de Tess. Și avantajul lui e că Sonal îl poate vindeca de aia și el mai are 3 poțiuni în inventar. Tez nu mai are niciuna. Iar Lulu stă și se uită la el că nu-l poate vindeca. El și-a luat un pic de mobilitate. Da, el și-a luat cizme poțiuni, dar Vander văd că n-a fost foarte preocupat de mobilitate de data asta și a preferat să fie ceva mai rezistent, pentru că acum e război de uzură, da, Winner și cu Tess. Bine, încearcă de fapt să-i momească, acum a venit și Sven, să vedem dacă o să prindă pe cineva. Vander nu are cizme, dar are Arcane Shift-ul, da, uite, acum îl folosește încă un pic, nu mai are nimeni, nu mai are range, așa că au scăpat, din fericire pentru ei. Sus, în schimb, Godbro a venit și Different Styles la gank, dar din nou nu s-a ales nimic. Mopsy tocmai și-a luat un ignite și a scăpat cu foarte puțină viață. Bierg, da, văd că... Dar mai are pasiva, nu? Da, că în joci cu Anivia e ceva mai ok. Mumu și cu Jax îl izolează pe Godbro de propriu turn. Bine, nu cred că o să-l distrugă. Și uite acum e posibil să vedem un dive. Să vedem cine se duce primul. A venit și Sven Skeren, da, un rapture foarte bun, mai nimeni forțează un flash pentru Amumu, glucoză scare și el, dar încă o dată Godbro reușește să nimerească foarte bine acum și a folosit și glucoză. Flash-ul. Și-au ratat skill-urile cu desăvârșire toporul a ratat fiindcă a folosit flash, nu ai cum să anticipezi chestia asta, dar oricum a forțat flash-urile foarte bine și pentru jungler și pentru top. Winner vă că nu vrea să-l lase pe super ei să se întoarcă în bază. Sven Skeren între timp i-a furat fantoma principală lui Amumu. Ai văzut că acum fantoma mare are altă poziționare. Nu mai este în capăt, este undeva în lateral. N-am observat. Da. Uite-te când or să-l vină. Ia, stai puțin că rămân fără focul. Nu mai e în colț, cum ar veni. E undeva în lateral. Mm-hmm. Da, că au zis că nu mai vor să... Adică dacă vrei să pleci de pe linia de mijloc și să farmezi fantomele, să fie nevoie să te duci
să faci mai mult pe drum sau ceva, să nu mai fie chiar așa de ușor, mă arunci cu abilitatea peste zid și gata, am aur suplimentar. Destul de activi ambii jungler, dar momentan gankurile nu s-au lăsat cu niciun first blood. În schimb, 200 gold avantaj, 300, mă rog, pentru Mao Sports doar prin farm. Bine, are și mare mare parte din diferența asta e pe linia de jos, unde Vander are 51 de minion, Tess are doar 38. Kog oricum e un erou de late game, dar na. Eu Kog am fost să-l presteze pe... Da, dar pe, nu știu dacă se Google pot omor unul pe altul fără intervenția junglerului, decât dacă o să facă vreo prostie, uite, gen cum e Bjerg aici, care vine să-l ajute pe Sven Skeren să ia buff-ul roșu, e și Amumu acolo. Un flash fost foarte frumos, Sven Skeren aruncat în aer instantaneu, first blood pentru Anivia, Bjerg și el prins acolo, încearcă să fugă, kill până la urmă pentru Bjerg, ambii jungleri au fost uciși, Mopsy în schimb cu double buff acum o aleargă pe Elise, Elise care stă, vai, foarte, foarte frumos, dar nu știu dacă o să aibă timp să-l omoare până încă puțin! Încă puțin a reușit, bani, foarte frumos jucat de Bjerg acolo. Bine, Bjerg a stat și Anivia și folosise ultimata și văzând că nu e nicio... Da, nu se întâmplă nimic, n-a înțeles de ce n-a murit, de ce n-a murit Tlantufiș. Iar între timp, în timp ce s-a întâmplat chestia asta, glucoză l-a omorât pe... L-a omorât pe Godbro, l-a prins până la urmă, ultima, săracu a murit, ai și jos, da, până la urmă, Vander cu Super Raze au făcut, au ajuns level 6 și au făcut dive direct, asta unul dintre avantajele de a avea mai multă experiență pe eroul tău decât adversarul. 0-1-0-44-9, linia de jos, cel puțin la ora actuală e compromisă pentru Copenhagen. 44-76, o diferență aproape dublă. 3, de... 9, păi are aproape, 1000 gold avantaj. Uite, deja Vander s-a dus, s-a întors în bază și a cumpărat BF Sword, are două Doran's Blade. Deci o duce, o duce bine de partea cealaltă. Test. Nu are boots. Da, nu are, văd că nu vrea să joace cu cizme momentan. Probabil se bazează pe faptul că are acel arcane shift, mai e și sporul de viteză oferit de Sona, e și crescendo care să zic că îl mai poate scăpa în caz că e prins pe picior greșit. Sus mă interesează mai mult ce se întâmplă, pentru că și Olaf și Jax sunt doi eroi care devin foarte periculoși odată ce își pun obiectele pe ei. Ce spor de viteză îi dă? Știu că are o abilitate cu care da, are un boost mic de viteză. Da, e... dar nu l-are încă selectat. Păi, da, da, în caz de, uite, de exemplu, acum Sven Skeren, iar, uleu, Super Raze nu mai scapă, ăsta o să fie kill-ul de răzbunare pentru Tess, își trece și el în cont acum un kill. Și Vander, că veni vorba, a rămas brusc, fără acea mobilitate, pe mid, Bjerg s-a ferit totuși de flatfall, l-a prins pe Mopsy, dar l-a văzut pe... Amumu și acum vin și cu echipierii lui să-l ajute. E un war totuși acolo, Mao Sports, știu exact pe unde or să vină. Vens chiar în winner, Bjerg, în test, tot sunt la... Da, sunt la Dragon aici, Clairvoyance folosit. Glucoza a distrus, a luat turnul de sus, deci un răspuns foarte bun. Oi, winner aici cu foarte, foarte mult damage. Flash peste zid, n-a reușit. În partea cealaltă, Super Raze iar a fost prins. Bjerg l-a luat pe
Vander Mopsy, în schimb, vă că ține la distanță, de-abia acum își folosește Amumu ultimata, double kill pentru Mopsy, Bjerg, în schimb, o să-l prindă cu siguranță, dacă da, l-a prins până la urmă. Și acum, posibil să vedem, ai că ai viziune, ai, nu mai ai nimic. Transformă-te mă înapoi în păianjen, că poți să fugi mai repede. Fugi! 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 Foarte, foarte frumos a jucat Bjerg. Aoleu, vine true shot, barajul vine, l-a ratat. Asta e, Bjerg. Foarte, foarte bine joacă Bjerg cu Elis. Deși mă mir că Sona nu a reușit să-și... N-a mai avut mana. Uite că n-am fost atent dacă a avut sau nu mana să... Să folosească power cord-ul să-l omoare. Chiar dacă l-ar fi folosit, era în bush și... Păi da, era ward. Avea ward. Uite-l. Avea viziune, da, a avut viziune complet. Da. De asta m-am mirat. Că tot așteptam să văd una dintre abilități de power, că are rază de acțiune destul de mare. Opa, și Bjerg deja s-a pus pe treabă. Mamă, ce burst! 4 păi, 4 kill-uri. Are Source of Shoes și da, are și Haunting Eyes-ul și a luat în schimb un Negatron Cloak. Deci știe că Anivia poate fi periculoasă. Bine, nici Anivia nu stă rău. 3-2-1, Rod of Ages deja terminat. Test nu duce foarte bine. 1-2-2. Care e diferența de gol? 500. A mai scăzut diferența de gol comparativ cu Vander, dar tot trebuie să aibă grijă, fiindcă și în lupta precedentă a murit. A fost prins de Anivia. E semnul disperat din partea lui Viergen. Jack și Amumu. Da, vor să invadeze și aici, e posibil să-l prindă pe Godbro, care nu mai are nici turn și nu cred că are mana pentru ultimată. Nu, n-are deloc. Are într-adevăr exhaust, acum folosește pentru Jax, nu mai scapă și a consumat și flash-ul. Jos Super Haze este iar a fost prins. Bine, nici Winner nu stă mai bine cu viața, dar a reușit să supraviețească. Super Ace a fost prins cam de multe ori pe picior greșit. Și acum iar niște pinguri, glucoză și cu 760. Cred că vor să facă dive aici, să-l prindă pe Bjerg. Nu cred că n-au fost văzuți. A venit și Sven Skeren pe mid. Dar... Bine, am omoare ultimata, nimic de zis. Ia, i-au lăsat, au furat... Un mic haraz din partea lui Tess. Și Vander rămâne fără aproape 3% de viață. Bine, Tess n-are decât un Doran's Blade. Bro, lucrează da, la dar un... Are avantajul de attack speed. Da, are și Biorkin baraj, care îl ajută. Văd că o să meargă pe Zeal ca prim obiect mai important, pe lângă cizmele pe care și le-a cumpărat deja. Godbro pe Olaf merge pe ruta clasică de Warmogs. Glucoza, în schimb, are Phage, are Sheen, văd că vrea să-și facă Trinity Force. Bine, are și Ninja Tabi, 2 Doran's Blade, 2-0-0, aproape un ușor avantaj de 3 niște milioane în privința farmului. De la cei din mouse, undeva jos pe bottom. Probabil că l-au văzut pe... Vine Amumu, vrea să vină... A intrat în tufiș acum și stă undeva aici.
Bine, s-a cam dus, da, s-a cam dus elementul, s-a cam dus elementul surpriză, fiindcă e cu Ward, acum trebuie să aștepte să vină, să vină Tess în față sau să încerce superii să-i momească din nou, depinde câtă răbdare au. În schimb, pe mid, Mupsi iar e fugărit de, de Bjerg. Un Ward în bușă. Da, foarte, foarte precauți. Foarte precauți, lupii superiz acum încearcă să îi hărțuiască un pic, dar nu au reușit. Se tot încearcă, se tatonează cele două echipe să vadă, poate reușesc să prindă ceva, cum a fost Godbro acolo pe linia de sus. Mupsi, dar se ține destul de bine. Mupsi îl fugărește pe... De fapt, nu Mopsi, pardon, Bjerg îl fugărește pe Mopsi pe unde îl prinde. A rămas, într-adevăr, se ține cu farmul, se ține cu farmul, dar... Na, are... Cât are? Deși nu, uite, 100 gold. Primul dragon pentru Mouse Sports. Da. De altfel. 18 și 15. 18 și 15. 24, 15. Aia toate se ține bine, nu știu de ce aveam impresia. Bine, are și el 3 kill-uri, un assist plus... îl ajută aurul global cu acel turn distrus. Mai are și un dragon, așa reușește să țină pasul cu Bjerg, care 4-0 are deja Liandry's Torment și o să reprezinte o problemă. A crescut diferența de aur între cele două echipe, 1700 acum. Niște pinguri, invadează lupii jungla adversă, un zid foarte... Da, probabil că vor să fure și ei albastru dacă Mupsi l-a furat pe al lor. A zis, bun, nicio problemă, venim noi să-l luăm pe al vostru, e ok. A venit și Amumu. Cine a reușit să-l fure? Că nu văd o ultimată foarte bună, într-adevăr. Amumu cu foarte puțină viață. Vander, nici nu știu pe cine să mă uit. La Tess l-a prins pe Vander. Bjerg încearcă să-l omoare pe Super Ace, dar n-a reușit. Iar acum Mupsi fără mana... A rămas singur lângă turn fără mana. Da, dar nu cred că o să încerce să-l atace. O să ia turnul de jos. Și Godbro a distrus și el turnul de sus. Bjerg o să-l ia pe mijloc și da. Ia și el turnul. Posibil să fie scurt așa, 3-1 avantaj la turnuri pentru lupi. Diferența de gold e inexistentă la ora actuală și probabil că dacă mai stau un pic să distrugă... nu, are prea multă viață, nu cred că apucă. Au venit și Super Raze, Amumu cu Vander, sunt și ei pe drum, nu cred că or să reușească, da, și Tescu Winner se retrag. Tess a fost văzute... Vander și-a luat Infinity Edge. Glucoza și-a luat Trinity. A terminat Trinity. Warmogzu deja a terminat pe Olaf, pe Godbro. Aegis pe Cho'Gath. Și pe Amumu. Bine, și pe Amumu, da. Spirit Stone de altfel pe amândoi. Doar un Blasting Wand pe lângă acel Rod of Ages pentru Mupsi pe Anivia. L-ar mai trebui luăm și Cho'Gath încă un Giant's Belt ca să-și termine itemul. Le mai dă încă niște HP și le mărește parcă durata buff-urilor. Uh-huh. Văd că s-a mutat toată lumea pe mid la ora actuală. Au luat-o în grup prin jungla adversă, au fost văzuți de
Bierg și acum văd că se ceartă fiecare cu fiecare, vor să facă un... Bine, Mouse nu au turnul de pe mijloc care să-i protejeze, deci stau într-o poziție ceva mai riscantă. Oh, un Flash Frost reușit aici. Bierg forțat să-i folosească rapel, o nouă luptă generală, da, acum glucoză în mijlocul tuturor. Shutdown reușește până la urmă să-l... Să-l omoare pe Bier Godbro, la rândul lui îl omoară pe Jax și cred că aici se... Da. Cred că aici ambii AD carry au rămas în viață. Bine, un kill foarte bun. Oh, un Tess aici cu foarte mult. Vai, ce damage, Flash Frost direct. O fărâmă de viață mai... Mai avea nevoie, da, nici el nu stă foarte bine, dar probabil că Mouseports o să distrugă, da, au luat turnul ăsta în ciuda eforturilor celor din Copenhagen. Așa că toată lumea se întoarce în bază. Și scorul general la kill-uri, 8-9. Din nou avantaj de gold pentru Mouseports. 1000, cât avem? 1700. Lulu și-a luat Michaelis Crucible. Da, Michaelis Crucible. Să-l protejeze pe, să-l protejeze pe test de stanurile Aniviei. Ca să nu fie nevoit, ca să nu fie el nevoit să-și pună pe Cog... cum îi zice? Bine, nici nu mai există Quicksilver Sash sau l-au scos? Asta chiar nu știu. Am stat, m-am uitat pe iteme, dar nu le-am reținut chiar pe toate. Că uite, chiar nu mai țin, uite, chiar nu mai țin minte dacă au scos Quicksilver Sash sau nu. Cog și-a luat și Infinity Edge. Într-un final, da, Infinity Edge, Zeal, da, Cog începe, e 3-2-3. Ia să vedem cu goldul, doar 200 în spatele lui Vander. Cog începe să devină din ce în ce mai periculos și la un moment dat o să ajungă în punctul ăla critic în care o să topească pe absolut toată lumea. Asta dacă nu e el aruncat în aer instantaneu, dar până acum cel puțin Tess s-a poziționat foarte ok. Mouseports probabil că vor să se ducă să ia și al doilea dragon. Posibil aici să vedem o luptă generală. Venskeren, un Flash Frost reușit, Godbro mai aruncă niște topoare. Fiecare echipă încearcă să o slăbească pe cealaltă cât poate mult. Bine, Mouseports au avantajul unui ward cu care îi văd pe cei din Copenhagen. Bine, dar și cei din... și Lupi au un ward aici la Dragon și... Da, da, îl au undeva în... Adică, uite, asta e... Diferența e ceva mai vizibilă în favoarea... În favoarea Mouseports. Opa, aici, uite aici inițierea, un silence foarte bun al lui Svenskeren. Glucoza, cum vă că e țintă, Mopsy, e luat și el la întrebări. Glucoza, până la urmă, o să moară. Super Ace nu mai supraviețuiește. Mopsy are, într-adevăr, pasiva, dar nu o să-l mai scape. Și Tess acum cu... Vai, cât de puțin mai are încă un... Încă ultimată, barrier folosit foarte bine de Vander, dar e Bierg acolo cu un stun foarte bun și Ace pentru Copenhagen Wolves, foarte bine au jucat acolo. Au făcut să facă pressing pe mid, iar a rămas fără, nu mai are mana, dar la Kog, odată ce ți-ai activat... W, Bioarcane, Baraj, nu mai contează. Mana. Da, topește absolut tot ce prinzi. Foarte, foarte bună coordonarea lupilor, au atacat exact țintele care trebuiau. Da, văd că iar s-a pus pauză.
Iar a murit jocul? Da. Vai. Cogmau și Ciogat. Și tot, tot lui Bier săracu, bun, e da. Momentan... Înmurtează dragonul, 26-21, spune-și bine. 26-21. Ce nu-mi place e că în momentul în care pui, sau mă rog, e pusă pauza, trebuie să stai după aceea toate minutele alea de pauză. În modul spectator, ele trec ca și cum jocul s-ar fi desfășurat normal și trebuie să dai jump to live de fiecare dată, sau mă rog, să dai pe fast forward și să speri că nu se întâmplă nimic. Dar la cum decurg ostilitățile, e posibil să mai vedem câteva încăierări, fiindcă acum Copenhagen au 1700 gold avantaj, ne apropiem de minutul 30, probabil că o să se orienteze băieții către Baron cât de curând. A revenit și Bjerg. Bine. Norocul lor e că nu îi crapă jocul în timpul unei lupte sau ceva, că aia ar fi destul de trist. Eu acum sunt pe fast forward, de exemplu, cu spectator mode. Nu cred că în 3 secunde s-ar întâmpla ceva. Warduri de ambele. Da, vă că pun warduri, acum sunt și eu live într-un final. Ratat Amumu un bandage, tot s-a vrut să-l prindă pe winner și totuși destul a scăpat ca prin urechile acului și a fost forțat să-și folosească flash-ul, pentru că altfel ar fi fost destul de trist. Era și Mupsi acolo și dacă ar fi pus un zid nu mai scăpa winner de acolo. Dar așa se poate considera norocos. Warmogs, doar Warmogs pe Olaf. Bine, mai are un Giant's Belt, are și cum îți ziceți, doamne, Kindle Gem. 181 de minute. S-a ținut bine Goldbro de glucoză. Da, nu. Are într-adevăr un kill mai puțin, dar 4 asisturi, ia cât 8500, dar are doar la doar 200 gold în spate. Acum și-a luat Sunfire Cape în schimb. A transformat acel Giant's Belt și Chain Vest. Cât are? 3000 în Sunfire. 2700 viață, Olaf și... Eu văd 3851, văd aici. Da, 3000. Are cam mult, zic eu. Păi, la asta E nițel cam periculos și mai ales că are și ultimata Ragnarok. Când nu-l mai poți încetini, nu-l poți ține pe loc, e ca AD carry cel puțin sau... Cape, e destul de înfricoșător să vezi un Olaf, o torpilă din asta venind spre tine cu Sunfire Cape pe el și 3000, aproape 4000 viață. Începe dansul obișnuit din jurul baronului. Da, cu singura diferență că lupii au reușit să-i flancheze, l-au prins pe Amumu, nu știu dacă o să mai reușească. Acum a revenit în luptă și a folosit ultimata, dar nu cred că o să conteze. Bjerg e undeva izolat aici, probabil că, ba nu, o să reușească să-l omoare pe glucoz, nu, double kill pentru, și uite ce ziceam, Olaf... Își face treaba fără probleme, s-a dat în el, a rămas săracul cu un sfert de viață, dar cred că s-au dat în el cu... Nu mai fugi că o să mori obosit, al doilea ace. Și deja nu cred că mai au Phantom Dancer, Infinity Edge pentru Kog. Olaf are
viața să-și pună și în cap. Cred că lupii pot să închidă meciul aici, dacă vor neapărat. Bine, or să distrugă și o să plece de aici cu cel puțin un inhibitor distrus. Nu știu dacă Amumu poate să facă ceva. Da, văd că s-au retras. Dar... chiar putea să se ducă să le fure Blue. Au dat un clairvoyance pe el. Da, dar probabil acolo. Au zis că n-are rost, pentru că Mousesports au revenit, și ei. Olaf și-a luat... cine a luat, al doilea dragon? Stai, acum îmi dau seama că eu am schimbat, dar am uitat să pun... deși, nu, cred că lupii l-au luat. Că au avut... da, ciogat. Bun, ok, deci un dragon și pentru Copenhagen. Dar aproape 6000 gold, bine, 5100 acum. Diferență în favoarea lupilor și cred că s-a trecut de punctul ăla în care puteau să-i mai facă față lui lui Cogtess. Are deja Phantom Dancer, are Infinity Edge, are Giant's Belt, Life Steal de la Doran's Blade și Vampiric Scepter. Bjerg și-a luat și el acum, are Warmogs pe lângă Liandry's Torment și Abyssal Scepter. Încă un turn distrus pentru Copenhagen, 5-3 acum scorul la turnuri. Păi, și nu prea mai iau la ora actuală Mousesports, nu prea mai iau cum să-l omoare pe Cog în timpul unei lupte generale. Shurelia a folosit aici. Aoleu, Amumu, fugi! Fugi, că nu mai fugi nicăieri, că te-au prins toți. Un Rapture ultimata totuși foarte bun și a folosit ultimata, dar Bier cu rapel l-a prins foarte bine. Să facă față acolo cu ultimata, cu uite ce-mi scapă, cu Glacial Storm-ul. AP-ul ei nu face deloc damage. Bine, are Rabadon's, are acum Rabadon's Deathcap, dar ți-am zis, nu e suficient. Uite-te și tu, Tess își activează Bioarcane Barrage și topește absolut tot. Super Ace a fost aruncat în aer, Vander poate să moară și el cât de curând, un Flash Frost reușit, Bjerg și-a... Elis a luat... da, l-a prins baronul. Pe... nu, a luat Baronul. Au luat da. Baronul, dar l-a prins Elis, l-a prins și pe... Vander undeva în junglă și aici glucoză, cred că o să fie... da, glucoză și Amumu încearcă să scape, dar ăsta o să fie meciul pentru Copenhagen, fiindcă nu mai au cum să-i oprească, poate doar așa să mai încerce o ultimă tentativă. Primul turn, glucoză, uite, știu, glucoză a fost aruncat în aer instantaneu, nu... L-au lăsat pe Tess, a luat câteva kill-uri, a pus obiectele necesare pe el și ăsta a fost meciul, 22-9, victorie pentru Copenhagen. 10.000 gold diferență. Da, aproape 53 aproape de în 43.000 aproape 10.000 gold diferență, plus că mă uit și la kill-uri, 22-9, 9-1-7 pentru Bjerg, a jucat excelent cu Elis. Știe foarte... cei de la Fnatic ar trebui să le baneze. Posibil.